N-am să mai citesc niciun text biblic, pentru că fratele nostru a citit din Psalmul 127 și voi rămâne în același text scriptural, ca să nu avem două texte în seara aceasta. În primul rând, îmi exprim bucuria de a fi din nou împreună cu dumneavoastră. Aduc salutul Bisericii Penticostale Sfântul Ilie din Suceava și aș vrea ca acum să privim în continuare în textul acesta câteva minute, lăsând poate un 5 minute la final pentru a prezenta câteva lucruri referitoare la lucrarea de radio în care Dumnezeu a îngăduit să fiu implicat. Psalmul cu numărul 127. Nu am să vorbesc din tot psalmul, mă voi rezuma tot la aceleași versete pe care le-a avut în atenție fratele nostru. E un psalm cunoscut, dar este foarte consistent. Face parte din categoria psalmilor de pelerinaj. Bărbații din Israel călătoreau de 3 ori pe an spre Ierusalim. Și când se apropiau de Ierusalim, de cortul întâlnirii, ulterior de templu, ei cântau acești psalmi. Erau cunoscuți și ca psalmi ai treptelor. E un psalm de învățătură sau de înțelepciune, compus de către regele Solomon. Nu știu cum sună limba engleză, dar în partea a doua a versetului 2 apare termenul iedidia. În traducerea noastră Cornilescu spune aici la plural, prea iubiților. Practic, oarecum Solomon se semnează, căci prea iubitului lui el îi dă pâine ca în somn. Nu știm exact la ce moment din viață a scris Solomon psalmul acesta, dar cu siguranță a avusese deja suficientă experiență cu Dumnezeu, care îl calificau să gândească în maniera pe care a reprodus-o în psalmul acesta și să compună, practic, aceste versuri ebraice. Putem spune, dacă fără să exagerăm, că avem aici, într-o formă concisă, conținutul cărții Eclesiastul. Este o formă rezumativă. Și psalmul acesta surprinde lipsa de semnificație a eforturilor familiale în domeniul material, fără Dumnezeu. Și, de asemenea, în partea a doua, surprinde semnificația vieții de familie, având copii primiți de la Dumnezeu. În seara aceasta nu mă voi ocupa de segmentul acesta, pentru că nu este timp. Practic, Solomon ce face? Pledează pentru un parteneriat cu Dumnezeu în viața de familie. Ideea este aceasta, sintetic. Cine nu strânge cu Dumnezeu, risipește. Sau, despărțiți de Dumnezeu, nu putem face nimic bun. Și, practic, dacă ajungem să realizăm ceva în viața de familie, faptul acesta nu ni-l putem asuma. De ce? Pentru că toate realizările, și la acest segment al vieții, sunt un produs umano-divin, teoantropic, mai bine spus. Și putem concluziona această introducere cu cuvintele pe care le spunea odinioară Apostolul Pavel. Cine se laudă, trebuie să se laude în Domnul. Câteva gânduri care să ne fie de folos. Cu Dumnezeu asociat în proiectele materiale, familiale, vom avea reușită. Dumnezeu a creat întreg universul. Nici nu putem să ne imaginăm cât de complex este, cât de vast este. Dar noi, așezați pe această mică planetă, imaginați-vă că Pământul pe care noi suntem plasați este de asemenea dimensiuni încât dacă ar fi să umplem tot volumul Soarelui,
ar fi nevoie de 1,3 milioane de pământuri. Pe lângă faptul că soarele este o stea de dimensiune medie. Ea este cea mai apropiată de noi. Imaginați-vă nu doar galaxia noastră, ci multe alte galaxii. Dumnezeu însă a pus în noi, oameni, creați după chipul și asemănarea sa, dorința de a zidi, de a construi. Și dincolo de abilitățile pe care Dumnezeu le-a pus în noi, și ele sunt înnăscute, unele altele dobândite, trebuie să recunoaștem nevoia de parteneriat cu Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când construiești fără Dumnezeu, se instalează atât o zădărnicie, cât și un posibil faliment. Ce înseamnă parteneriat sau asociere cu Dumnezeu în cele materiale? În primul rând, 1. Să admiți suveranitatea și providența lui Dumnezeu în realizările materiale ale familiei. Adică să nu faci planuri fără Dumnezeu. Cei care au vrut să construiască turnul Babel, vă duceți aminte, au văzut ce implicații pot exista. Să venim mai aproape, Elimelec și Naomi au înțeles pe pielea lor ce înseamnă să faci eforturi fără binecuvântarea și fără aprobarea lui Dumnezeu. Evident că a fost prea târziu. De aceea, dați-mi voie să spun așa, simplu, postul, rugăciunea, așteptarea unei călăuziri divine clare, ferme, sunt parte din ceea ce înseamnă din o viață de familie în parteneriat cu Dumnezeu. De aceea, nu trebuie să ne aruncăm, să ne aventurăm în viață fără admite că Domnul are primul și ultimul cuvânt. Uitați ce spune Scriptura. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Iacov, în Noul Testament, este ceva mai specific. Și spune, ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine, ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negoț și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți, dacă va voi Domnul, vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudărâșiile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Ieremia, profetul din vechime, a spus cu multă convingere, știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui. Nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. Inima omului, spune cartea Proverbe, se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Concluziv la acest punct, avem nevoie de a recunoaște că este un Dumnezeu care coordonează totul, inclusiv viața noastră de familie. De aceea trebuie să-i așezăm în mâna sa bună și atotputernică planurile noastre. Apoi, să-i acorzi întâietate lui Dumnezeu față de proiectele materiale ale familiei. De fapt, atunci când bărbații evrei plecau timp de o săptămână spre Ierusalim, pentru că o săptămână stăteau acolo la cortul întâlnirii ulterior la templu, ei abandonau munca de tot și veneau la închinare. Și Dumnezeu, într-un mod foarte interesant, se angajase și promisese că în intervalul respectiv nimeni nu le va pofti țara când se vor duce să se înfățișeze înaintea Domnului. Adică e ca și cum să lași casa descuiată, să nu pui camere de supraveghere, că Dumnezeu veghează. Nu război, nu hoție, nu nimic. Pur și simplu
să lași totul în mâna lui Dumnezeu. Pentru că dacă tu te duci să ai o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu are grijă de tine. Asta era ideea. De aceea, nu te îmbogățești în orele în care ar trebui să vii la biserică. Să citești din Biblie, să te rogi. Am un frate cu care am colaborat. El este în vârstă, are peste 70 de ani acum. Dar în anii tinereții am colaborat aproximativ 7 ani. Un frate de credință, nu frate de trup. Am avut o relație specială de mentor, respectiv ucenic, în dreptul meu. Ce se întâmpla? Uneori îl sunam dimineața. El era un păstor, un misionar, era un om dedicat. Dar îl sunam dimineața, pe la 8, pe la 9, și vă spun, în 7 ani, întotdeauna când l-am sunat la ora asta, soția lui mi-a răspuns la telefon și mi-a spus așa: Iliuță nu poate să răspundă. Se roagă. Fără nicio excepție. E adevărat, omul nu era implicat în alte proiecte, cum sunt unii dintre noi, dar avea 10 copii. Și eu am urmărit așa familia lui, copiii lui. Dumnezeu a avut grijă. Dumnezeu nu este împotriva implicării în proiecte materiale. Până la urmă, El este numit ziditorul la tot ceea ce se vede și ce nu se vede. Dar El vrea ca mai întâi să-L punem pe El în prim plan. Uitați ce spunea Hagai, avertizându-i pe evreii repatriați, care puneau ca prioritate proiectele pentru locuințele personale, abandonând acel proiect pentru renovarea templului care era dărâmat. Citez, selectiv: uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor. Din pricina casei mele, care stă dărâmată, pe când fiecare aleargă pentru casa lui. Avem un exemplu frumos, pozitiv, al regelui David, care a intenționat să construiască o casă pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu îl bate pe omul și îi spune așa: oare tu îmi vei construi mie o casă? Te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie. Domnul îți vestește că îți va construi o casă, că îți va zidi o casă. Ideea este că, deoarece David a avut această dorință sinceră, această intenție curată, Dumnezeu avea să-i asigure o dinastie regală. De aceea David exclamă cu multă smerenie: cine sunt eu și ce este casa mea să ajung unde sunt? Tu vorbești despre casa robului tău și în viitor. Observați? Un om care era preocupat de Dumnezeu, Dumnezeu din cer spune: o să am eu grijă practic de casa ta. Ilie s-a dus la văduva din Sarepta Sidonului și spune așa: pregătește-mi întâi mie o turtă, pe urmă faci pentru tine. Căci făina din oală, uleiul din ulcior nu se vor împuținua până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Vă aduceți aminte de Sunamita? A construit din proprie inițiativă o cameră undeva la etaj, a mobilat-o. Și drept recompensă, Elisei a spus din partea lui Dumnezeu că va avea un fiu. Până la urmă, fiul a fost și înviat și a fost avertizată cu privire la o foamete pe perioada de 7 ani. Iar la întoarcerea ei din țară, într-un mod providențial, când venea în audiență la împărat, împăratul asculta despre minunile petrecute cu fiul ei
și a returnat și pământurile, cât și veniturile aferente pe perioada de emigrare. De la ce a pornit totul? Vă spun, de la faptul că această femeie a spus, e omul lui Dumnezeu? Vreau ca să mă cheltui pentru el. Când am construit casa în urmă cu 12 ani, i-a spus soției mele, trebuie ca în casa noastră să fie camera lui Elisei. Și fratele Costică o cunoaște. David spunea, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel părăsit, pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui, cerșindu-și pâinea. Practic se aplică principiul enunțat de însuși Mântuitorul nostru drag, care a spus așa, nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri păgânii le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință sau nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. De multe ori am zis lui Dumnezeu, Doamne, nu am timp să fac anumite lucruri pe lângă casă și n-am timp să mă ocup de anumite chestiuni pentru că nu pot să vă explic cât de aglomerată viață pot să am, dar i-am spus lui Dumnezeu întotdeauna, Doamne, ajută-mă ca să pot să fac lucrarea ta și dacă nu reușesc eu să mă ocup de treburile de casă, ocupă-te de. Nu mă refer la aspecte care țin de relaționarea cu copiii, ci la aspecte de ordin material. Îmi amintesc că atunci când a trebuit să-mi construiesc o casă, vândusem un apartament, apoi altul și așa, a fost o perioadă în care construiam casa și n-aveam bani. Aveam împrumutați de la prieteni, de la patroni din zonă și o sumă mare, nu vreau să o spun. O zi mâncam și o zi nu mâncam, adică posteam. Da? Și Dumnezeu s-a îndurat în așa fel încât Dumnezeu s-a îngrijit de noi. Spun atât, lăudat să fie Domnul, pentru că nu e vorba de vreun merit din partea mea. Aș mai spune un singur lucru și probabil am să închei, deși subiectul poate fi foarte mult continuat. Ce presupune acest parteneriat cu Dumnezeu? Înseamnă să cultivi o viață curată în familie. David a primit promisiuni referitoare la o casă care va rămâne trainică înaintea lui Dumnezeu. Știți, Abigail îi spune, Domnul va face Domnului meu o casă trainică. Și el a declarat despre sine, voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Dar David știți că a făcut și unele greșeli. Și din motivul acesta au fost și niște consecințe. La final de viață, David spune cu năduf, măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu, totuși, el a făcut cu mine un legământ veșnic. Consecințele nefaste n-au fost eliminate. Dar el a văzut că Dumnezeu totuși a fost credincios. Un exemplu similar îl avem în viața lui Solomon. El intrase în binecuvântările date de Dumnezeu lui David, dar deoarece Solomon a abandonat moralitatea și fidelitatea față de unicul Dumnezeu, Dumnezeu rupe împărăția, iar casa lui rămâne cu mai puțin decât îi se promisese inițial. Și lucrul acesta a condus la distrugerea familiei. Avem un exemplu, în Biblie un exemplu al unei familii importante. Tatăl, capul familiei, era preot, iar fiii săi au preluat la rândul lor aceeași slujbă. Doar că tatăl lor, Eli, nu i-a mustrat pe fiii săi pentru abatările lor grosolane. Așa că Dumnezeu a decis ca această familie să fie pedepsită. Și casa lor, care ar fi avut o mare perspectivă în poporul ales, a fost distrusă. Iar Domnul a promis că își va pune un preot credincios care va lucra după inima lui.
și căruia îi va zidi o casă stătătoare, adică trainică. Inițial, Dumnezeu spusese că și casa lui Eli și casa tatălui tău vor umbla întotdeauna înaintea lui Dumnezeu. Dar pentru că Eli și-a cinstit mai mult copiii decât pe Domnul, profitând abuziv de lucrarea în care erau implicați, Dumnezeu a adus o vreme în care a venit pedeapsa. Iată că Dumnezeu este serios. Dumnezeu nu se joacă. El vrea să vadă că noi îl onorăm și în puritatea vieții familiale. Oricât de binecuvântată ar fi o casă, dacă acolo se instalează păcatul, Dumnezeu la un moment dat taie acele binecuvântări. Și am văzut asta în multe situații pe care le cunosc, la mod concret. Așadar, parteneriatul acesta cu Dumnezeu presupune asemenea lucruri. Iar ca implicații, și cum spunea prea iubitul nostru frate, trebuie să muncești normal, nu peste puteri, nu trebuie să exagerăm cu timpul alocat muncii, să nu fim bolnavi de, nu știu dacă este termenul ăsta la dumneavoastră, de muncoolită, adică așa să tragi până să nu mai știi de tine, să nu te stresezi, adică să ai un somn liniștit, și ca urmare acestui fapt să folosești resursele legitime ale familiei. Înțelege ce spun. Pentru că dacă te încrezi în Dumnezeu, asta înseamnă că El te ajută să te descurci cu ceea ce ai. Spunea odinioară în proverbe, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care îmi trebuie, ca nu cumva să îmbelșug să mă lepă de tine, sau nu cumva în sărăcie, ce să fac? Să fur. Să ne ferească Dumnezeu de, nu știu dacă înțelegeți termenul, noi avem un termen de buiecia care poate surveni în urma unor realizări materiale. E vorba de acea mândrie, de acea semețire care sfidează orice. Biblia spune, vai de cel ce zidește casa cu nedreptate și camerele pe nedrept, care pune pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata. Care zice, îmi voi zidi o casă mare, camere încăpătoare, îi face ferestre multe, o căptușește cu cedru. Împărat ești oare tu de te întreci în cedrii? Nu mânca tatăl tău și nu bea și el? Și totuși el făcea dreptate și judecată și era fericit, spune Ieremia. Vai de cel ce adună ce nu este al lui. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui. Piatra din mijlocul zidului va striga și lemnul care leagă grinda îi va răspunde. Mai bine, puțin, cu frică de Domnul, decât o mare bogăție cu tulburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste, decât un bou îngheșat și ură. În decursul anilor am văzut pe unii care au câștigat mult și s-a risipit totul, repede. Dar omul care muncește corect și care este într-o relație de smerenie față de Dumnezeu, admite că ce are este un har de la Dumnezeu. Nu se bate cu cărăpida în piept. Spunea David, cine sunt eu și ce este casa tatălui meu când vestești acest har? Când vei mânca și te vei sătura? Când vei zidi și vei locui case frumoase? Când vei vedea crescându-ți tot ce ai? Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi? Ca și cum nu l-ai fi primit. N-au cunoscut, spunea profetul, că eu îi dădeam grâul, mustul și undă lemnul. Dumnezeu este cel care ne poartă de grijă aici și El ne va purta de grijă
toată eternitatea vom trăi pe cheltuiala Lui. Să zidim cu El vremelnic. Și zic eu, în cele duhovnicești, să zidim cu El pentru toată eternitatea. Amin.